Un adolescent de 16 ani a murit subit în timp ce se afla pe un teren de sport. Tragedia s-a produs acum două zile în localitatea Chiriet Lunga, municipiul Combrat. Potrivit poliției, băiatul s-a simțit brusc rău și a căzut. Imediat la fața locului au venit medicii, însă din nefericire aceștia nu au putut decât să constate decesul. Preliminar, expertiza medico-legală a arătat că tânărul ar fi suferit un stop cardiac. Oamenii legii au pornit un proces penal și urmează să stabilească circumstanțele nenorocirii.